Bine v-am găsit. În primul rând, mulțumesc părintele Isaac, onoare dumnealui. Sunt puțin, să spunem așa, emoționat pentru că nu mă așteptam să fiu aici în prezidiu. Sunt. Și sunt și unul dintre cei care am scris acolo o mărturie despre părintele Safta, pe care l-am cunoscut mai ales în calitate de elev, pentru că o scurtă perioadă de timp, aproximativ un an de zile, dacă mi-amintesc eu bine, dumnealui a venit în anul 1993 la seminar, deci aproape 3 ani de zile. A fost preot spiritual la seminarul Târgoviștean și după aceea, după vreo 4 ani din 1996 până în 2000, când am urmat cursurile Facultății de Teologie de aici, ulterior m-am întors de data aceasta în calitate de profesor, calitate în care l-am și cunoscut pe dumnealui, de data aceasta director al acestei școli, de care într-un fel sau altul, evident, suntem legați. Îi mulțumesc încă o dată și ce să vă spun, am citit, am lecturat această carte, e o carte vie, e o carte care, până la urma urmei, dincolo de paginile ei, vrea să zugrăvească viața unui om, de fapt cum este și titlul, viață de preot, trăită într-o viață de om. Și, de exemplu, de atunci când am citit-o și atunci când am vorbit și cu dumnealui, unchiul meu, care este preot la Alba Iulia, și dânsul, aflat la o anumită vârstă, a ales să scrie o astfel de carte, de memorialistică, de amintiri, a ceea ce a însemnat viața, a ceea ce a însemnat această chemare preoțească, o chemare preoțească de foarte multe ori puțin înțeleasă de către ceilalți, de foarte multe ori hulită, de foarte multe ori pusă, să spunem, pe un tapet negativ, din păcate, și este bine că apar astfel de cărți care să zugrăvească, să spunem așa, din interior viața unui om și mai ales viața unui preot, care, cred eu, merită să fie lecturată, merită să fie cunoscută, mai ales că mulți dintre cei care sunteți aici de față, într-un fel sau altul, îl cunoașteți pe Părintele, așa că această carte, să spunem, îmbogățește acest orizont al cunoașterii pe care fiecare dumneavoastră îl aveți. Cred eu că astfel de cărți este necesar să fie scrise, pentru că sunt multe lucruri care la un moment dat se pot pierde. Sunt mărturii ale unor oameni și nu puțin, dacă deschideți paginile cărții, o să constatați că sunt oameni din toate palierele, să spunem, vieții acestui oraș, foști primari, inspectori generali, profesori de religie, preoți, preoții de o înaltă ținută și de aici și din alte locuri, mai ales dintre cei care ori au fost colegi părintelui, ori i-au fost elevi și am constatat că de fiecare dată, chiar mai ales și cei care nu au scris în această carte, au avut un cuvânt de mulțumire la adresa părintelui. E o carte antrenantă. E o carte, să spunem, care te prinde. O carte care, cred eu, că merită să fie lecturată și cu folos, pentru că, dincolo de cronologia unei vieți, dincolo de anumite fapte care pot fi văzute în diverse unghiuri, din diverse perspective, de către unii sau de către alții, totuși arată pe un om cu luminile și cu umbrele lui. Evident că sunt și unii care să nu fie de acord întru totul cu cele ce sunt scrise în această carte. Dar tocmai de aceea este necesar, sau a fost necesar, să fie scrisă această carte. Aș vrea să remarc, în primul rând, mai ales perioada cerniciei sale de directorat al seminarului Târgoviștean, acolo unde, de fapt, l-am cunoscut cel mai bine. Și mai ales că, vedeți cum nu întâmplător se întretaie destinele unor oameni, eu cel puțin personal am avut ce învăța de la dânsul, chiar dacă atunci nu mi-a plăcut să o recunosc astăzi. Și m-am bucurat să văd și multe din lucrurile poate pe care dumnealui
nu le-a spus atunci, dar pe care le-am aflat din această carte și care întregesc, să spunem așa, imaginea unui om și viața unui preot. Ca urmare, eu recomand lectura acestei cărți, recomand cu căldură un om pe care, de fapt, dumneavoastră cu toții îl cunoașteți, un preot, și aș îndrăzni să spun și un model pentru toți cei care, într-un fel sau altul, l-au cunoscut. Și îl cunosc în continuare. La un moment dat, asta îi spuneam și părintului și doamnei, uneori pare să fie un pic ciudat, pentru că pare, să spunem așa, omul este viu, nevătămat, astăzi este ziua lui, îi spunem la mulți ani, și deodată o carte de memorialistică scrisă la o vârstă cu la care, evident, va continua. Probabil va și volumul 2. Și, repet, recomand, îi spun la mulți ani, felicitări doamnei profesoare, felicitări părintelui, și să dea Dumnezeu să fie, repet, pentru toți cei care veți avea curiozitatea să-i deschideți pagine, să fie o lectură cu mare folos. Mulțumesc!